Consiliul Concurenței a demarat o anchetă în privința calculului Euribor făcut de către bănci. De astăzi știu că ați avut mai multe audieri în comisia pe care o conduceți în Senatul României, referitor la Consiliul Concurenței. Cum vedeți această anchetă? E pur și simplu un joc de imagine a domnului Chirițoiu, care simte că îi fuge scaunul de sub picioare. Domnul Chirițoiu a demonstrat, între ghilimele, în toată această perioadă, toată inacțiunea posibilă. Încă din 2008, domnul Chirițoiu a făcut o anchetă a Consiliului Concurenței în care constatase că roborul este manipulat, este aranjat. Vă aduceți aminte, în 2019 eu am condus comisia de anchetă a Parlamentului României, a Senatului României cu privire la acest lucru. Am constatat de atunci, am semnalat lucrul ăsta ca și concluzia comisiei de anchetă în 2019. Atunci a fost momentul în care am cerut schimbarea intenției, vă aduceți aminte, și așa am ajuns la acel IRCC, tocmai pentru că în urma audierilor de la comisia de anchetă, inclusiv a domnului Chirițoiu, a reieșit foarte limpede că roborul este un indice care se calculează total netransparent, este un indice bazat pe cotații, și am cerut atunci să se schimbe acest indice, să se facă pe baza tranzacțiilor. Așadar, domnul Chirițoiu știa foarte bine ce se întâmplă cu acest robor. Acum, când spuneam, îi fuge scaunul de sub picioare, a început această anchetă, care ați auzit și de la domnia sa, va dura 2 ani de zile. Nu o să mai fie domnul Chirițoiu peste... Păi da, mă aștept la rezultatele pe care le-a avut și acea anchetă din 2008, adică totul a fost bine și frumos, dar slavă Domnului, peste 2 ani de zile nu va mai fi domnul Chirițoiu la Consiliul Concurenței și atunci poate cu totul altele vor fi rezultatele acestei anchete. Banca Națională a României? Ce face? Deci m-am abținut o perioadă să vorbesc despre Banca Națională. Părerea mea despre Banca Națională în legătură cu inacțiunea pe care a dovedit-o în ceea ce privește acest indice robor. Vă aduceți aminte ce atacuri erau la adresa mea din partea tuturor celor de la Banca Națională, că inginerul Zamfir nu înțelege cum e cu acest robor, că el de fapt este ce trebuie. Domnul Isărescu însuși spunea că roborul este cel mai bun mecanism de pe piață. E, uite, viața ne-a demonstrat că nu este deloc cel mai bun mecanism de pe piață, că acest robor este influențat, este aranjat de către bănci și ca atare, până la urmă, IRCC-ul este cel mai corect indice la care poate fi stabilit calculeze ratele românilor. Această anchetă sunt vizate și bănci ale statului român. Veți chema CEO-ul, șefii acestor instituții bancare ale statului în Comisia Economică din Senat? Nu știu, pârghile parlamentare sunt într-adevăr cu privire la ce înseamnă activitatea tuturor instituțiilor de statul român, perfect de acord. Băncile sunt totuși instituții private, au posibilitatea să, ceea ce s-a și întâmplat la comisia de anchetă pe care am condus-o atunci, să nu vină la această dezbatere. Dacă cumva Parlamentul României decide să se facă o comisie de anchetă, acolo lucrurile se pot schimba. Eu cred că această investigație a Consiliului Concurenței, sigur, după ce domnul Chirițoiu nu va mai fi la această instituție, poate într-adevăr să scoată la iveală ca acest mecanism la care de mult ar fi trebuit să renunțăm, este unul care nu mai poate continua și trecerea la IRCC este obligatorie. Îi sfătuiesc pe toți cei care încă mai au credite cu raportarea la robor să treacă de urgență la acest IRCC. Situația din energie, domnul Ionuț Stoie, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, spune așa, citez: întoarcerea la o piață reglementată în energie este o întoarcere în timp care nu numai că încalcă reglementări europene, dar n-ar aduce și o piață blocată. Cum comentați? Eu nu cred că înțelege foarte bine domnul Ionuț Stroie timpurile pe care le trăim astăzi. Însă și Comisia Europeană vorbește de un preț reglementat la energie electrică. Reglementarea nu înseamnă deloc o întoarcere în timp, înseamnă o întoarcere la realitate, picioarele pe pământ. Astăzi avem o liberalizare, sau astăzi suportăm cu toții, din nefericire,
acea liberalizare absolut inconștientă pe care guvernarea de dreapta atunci PNL-USR a făcut-o este împotriva oricărei teorii de a economiei de piață. Să liberalizezi atunci când limitezi capacități de producție, adică tu închizi capacități de producție și pe partea cealaltă liberalizezi. Este un proces economic absolut greșit. Ca atare, liberalizarea prețurilor de atunci ne-a dus în situația în care suntem astăzi. Reglementarea, repet, este singura soluție pentru a calma această spirală absolut necontrolabilă a prețurilor la energie electrică. Dar nu avem o decizie în coaliție, asta e clar. Vă spun cu certitudine că Partidul Social Democrat nu va renunța sub nicio formă la impunerea în coaliție a reglementării prețului energie. E totuși de prea multă vreme această incertitudine, această bâșbâială de care dă dovadă ministrul energiei, Virgil Popescu, care, iată, nu vine cu nicio soluție pentru a calma această piață. Am avut această compensare care ne-a adus unde ne-a adus. A venit cu o ordonanță de completare a acestei ordonanțe care, de asemenea, nu reglează situația în piață. Ca atare, nu mai avem timp de experimente. Singurul lucru coerent pe care îl putem face este fix reglementarea de la 1 ianuarie a prețurilor atât la producător cât și pe lanțul distribuție furnizor până la consumator. Domnul Zanfir, ieri Curtea Constituțională a dat un verdict în cazul proiectului de lege privind ariile protejate, aplicat la curte. Ce veți face în continuare? Am și anunțat, luni vom depune din nou proiectul de lege. Din păcate, modificările pe care la proiectul de lege le-a adus însuși ministrul mediului, domnul Tanțoș Barna, au fost considerate de către curte ca fiind neconstituționale. Ca atare, se va renunța la această propunere a domnului Barna. Deja proiectul de lege, împreună cu colegii mei, l-am redactat. Luni vom aduna semnăturile de la toți parlamentarii Partidului Social Democrat și vom redepune în regim de urgență, pentru că România are nevoie în această situație energetică să-și continue acele lucrări începute încă înainte de a se trasa acele zone de arii protejate, și profit de această ocazie să explic răspicat, să spun răspicat faptul că acest proiect de lege nu încalcă sub nicio formă prevederile directivei arilor protejate, întrucât noi nu solicităm decât scoaterea din zona de arii protejate a acestor obiective care au fost începute înainte de trasarea arilor protejate, urmând ca Ministerul Mediului să stabilească în compensare alte zone pe care cu care să completăm zona de arii protejate. Ca atare, nu există niciun impediment în chestiunea asta, cu atât mai mult cu cât noi deja avem anumite excepții, cum e zona carierelor, și nu în ultimul rând în Uniunea Europeană sunt mai multe state care au apelat la această procedură. Ca atare, toată zbaterea celor de la USR și cu toate ONG-urile din dotare este absolut inutilă, pentru că nu vom renunța, repet, nici în ruptul capului. Nu va fi în cel puțin două săptămâni ordonanța care prelungește mandatul lui Dumitru Chiriță la ANR, ajunge în Senat, a primit raport de adoptare în Camera Deputaților în Comisia de Specialitate, sunt viitoare foarte probabil va fi la fel. Cum veți vota dumneavoastră această prelungire a mandatului 6 luni a domnului Chiriță? Voi vota pentru, evident. Este o decizie politică care a fost luată și este una binevenită în acest moment în care avem nevoie de stabilitate la acea instituție. Nu cred că putem acum să intrăm într-o febră așa a unor jocuri politice, pe cine, cum să susținem exact acum în prag de iarnă. După ce trecem de această iarnă, va exista un vot pentru alegerea mai multor membri din Consiliul ANR ca atare. Dar știu că sunteți un mare critic al ANR-ului. Sunteți mulțumit de activitatea domnului Chiriță de mai mult? Nu, n-am fost un mare critic al ANR. Am spus ce am avut de spus atunci când lucrurile au întârziat. Eu sunt un mare critic al politicilor, am făcut-o și astăzi, al politicilor Ministerului Energiei,
pentru că, repet, suntem pe un drum greșit. Strategia energetică națională pe termen scurt și mediu e una profund greșită, trebuie schimbată. Nu ne putem prevala de nu știu ce ținte în PNR au fost asumate de către Ministrul Energiei și să distrugem și să ducem economia în gard doar pentru că un ministru irresponsabil a asumat în PNR niște lucruri pe care chiar nu le putem face.